Salută, iubiți credincioși, bine ne-am reîntâlnit la o nouă emisiune Drumuri Spirituale, în care, cum spusesem ieri, continuăm să citim o apoftegmă, care, datorită lungimii ei, nu puteam încadra în finalul de emisiune de ieri. Și am zis mai apoi, pentru ce să fac acest lucru? Da, sunt unii care au urmărit și emisiunea de ieri și sigur și astăzi, și vor putea face conexiunea. Însă dacă cineva nu a privit emisiunea de ieri, nu se înțeleagă apoftegma lipsindu-i de prima ei jumătate. Și atunci, cu îngăduința celor care au auzit prima jumătate a acestei apoftegme, o să o reiau. Pentru cei care nu au auzit-o, dar cred că și celor care au auzit-o ieri, le este de folos pentru reîmprospătare. Și atunci am să reiau acea primă jumătate și continuăm. E vorba de cuvântul 47 din capitolul Desfrânare din Patericul Mare. Era un anahoret din cei vechi, șezând în munte și înaintând în evlavie în părțile Antinoului. Deci, am auzit de la monahi cunoscuții lui că mulți se foloseau de cuvântul lui și de lucrarea lui. Așa fiind, l-a pismuit vrăjmașul ca pe toți cei virtuoși și i-a pus un gând sub pretextul evlaviei. Nu trebuie să fii servit și să fii slujit de alții, ci tu ești mai curând dator să slujești altora și nu slujești, măcar ție însuți să-ți slujești. Drept aceea, mergi, vinde-ți coșulețele în cetate și cumpără-ți cele trebuincioase, apoi întoarce-te iarăși la locul tău de retragere și să nu mai fii nimănui povară. Aceasta îl sfătuia amăgitorul, pismuind liniștea lui și petrecerea lui cea după cuvință cu Domnul și folosul celor mulți. Căci din toate părțile se străduia vrăjmașul să-l amăgească și să-l prindă. Iar el, fiind încredințat, iată, cumva că ar fi un gând bun, a coborât din mănăstirea lui. Cel care era odată lăudat, fără experiență fiind în ceea ce privește multa viclânia bânditorului, deși era anahoret cunoscut și vestit celor care îl văzuseră. Întâlnind o femeie, după mult timp și din nepurtare de grijă fiind amăgit, a mers în loc pustiu, urmând lui și vrăjmașul, și a căzut cu ea lângă rău. Dându-și seama că s-a bucurat vrăjmașul de căderea lui, a deznădăjduit de sine însuși, pentru că a întristat Duhul lui Dumnezeu și pe îngeri și pe părinți, dintre care mulți au biruit pe vrăjmași în război. Și pentru că nu se asemăna cu nici unul dintre aceștia, s-a întristat tare. Și neamintindu-și că Dumnezeu dă putere celor care nădăjduiesc cu adevărat în El, împietrit în privința vindecării greșelilor lui, a vrut să se arunce în apele râului spre moarte și spre deplina bucurie a vrăjmașului. Dar, din prea multă durere a sufletului său, trupul s-a istovit. Și, dacă mai apoi nu l-ar fi ajutat milostivul Dumnezeu, ar fi murit spre deplina bucurie a diavolului. În cele din urmă, venindu-și în sine,
a socotit că trebuie să arate mai multă osteneală în suferința lui și să roage stăruitor pe Dumnezeu cu plânset și tânguire. Și a plecat iarăși la mănăstirea sa. Încuind ușa, a început să plângă, așa cum trebuie plâns un mort. Rugând pe Domnul, postind și priveghind cu multă durere. Și s-a subțiat la trup, dar nu a primit înștiințare de primirea pocăinței sale. Iar frații veneau la el de multe ori pentru folosul lor și băteau la ușă, dar el le spunea că nu poate să le deschidă. Căci a dat cuvânt, zicea, un an întreg să mă pocăiesc cu adevărat. Și zicea, rugați-vă pentru mine. Era nedumerit și nu știa ce să spună, ca să nu smintească cei, să nu se smintească cei ce auzeau, căci era tare cinstit de ei și mare monah. Dacă le-ar fi spus ce-a pătimit, risca poate pe unii dintre ei, dacă dintre aceia era vreunul mai slab, iată, să se fi smintit auzind pătimirea acestei. Și a împlinit un an întreg postind îndelung și pocăindu-se cu adevărat. Iar când a venit ziua de Paști, în noaptea Sfintei Învieri, luând un opaiț gol, pregătindu-l, l-a pus într-un vas nou, a pus capacul de cu seară și s-a ridicat la rugăciune. Sesizați, nu l-a umplut, nu l-a aprins. Luând un opaiț gol, pregătindu-l, fitilul aranjat, da? L-a pus într-un vas nou, a pus capacul de cu seară, are un capac opaițul, și s-a ridicat la rugăciune, zicând, Dumnezeule îndelung răbdătorule și mult milostive, care vrei și pe păgâni să-i mântuiești și la cunoștința adevărului să vină, la tine am alergat, mântuitorul sufletelor. Miluiește-mă pe mine care mult am amărât spre bucuria vrăjmașului. Și iată, mort sunt, ascultând de vrăjmași. Tu deci, stăpâne, care și pe cei necredincioși și pe cei nemilostivi îi miluiești și pe cei de aproape ne înveți să miluim, îndură-te de smerenia mea, căci la tine nimic nu este cu neputință, că la iad s-a risipit sufletul meu. Fă milă că ești bun cu făptura ta cel ce vei învia în ziua învierii și trupurile care încă nu sunt. Auzi-mă, Doamne, că se topește duhul meu și chinuitul meu suflet. S-a mistuit și trupul meu pe care l-am întinat și nu mai am putere să trăiesc cuprins de dorul tău și fără încurajarea că mi-a fost iertat păcatul pentru care m-am pocăit. Îndoită-mi este deznădejdea. Viază-mă pe mine cel strivit și poruncește să se aprindă focul tău cu focul tău, opaițul, ca luând și eu astfel, curajul milei, din îndurările iertării, restul timpului pe care mi-l vei dărui să viețuiesc, păzind poruncile tale și de frica ta să nu mă îndepărtez, ci să-ți slujesc ție cu adevărat și mai mult decât înainte.
Și acestea, zicând în noaptea învierii cu multe lacrimi, s-a sculat să vadă dacă s-a prins opaițul. Și descoperindu-l și văzându-l că nu s-a prins, iarăși a căzut cu fața la pământ rugându-l pe Domnul și zicând: Știu, Doamne, că s-a făcut luptă pentru a fi încurunat eu și nu am dat seamă la pașii mei, alergând mai curând la plăcerea trupului, cea care duce pe cei necredincioși în iad. Ai milă de mine, Doamne, căci iată, iarăși mărturisesc bunătății tale urăciunea mea în fața îngerilor tăi și a tuturor dreptilor. Și dacă nu ar fi fost sminteală și oamenilor, aș fi mărturisit ce am pătimit. Deci îndură-te de mine pentru ca și pe alții să îndrum. Dă, Doamne, da, Doamne, dă-mi viață. Astfel, de 3 ori rugându-se, a fost auzit. Și ridicându-se, a găsit opaițul arzând lumină. Înveselindu-se de nădejde, s-a întărit cu bucuria inimii și se bucura foarte, minunându-se de harul că în felul acesta l-a înștiințat Dumnezeu. Și zicea: Nevrednic fiind, Doamne, de această viață de aici, m-ai miluit cu acest semn mare și cu totul nou, căci ai curățat, iubitorul de oameni, sufletele tale. Așa petrecând el în mărturisire și mulțumire către Domnul, s-au ivit zorii zilei celei sfinte. Și se bucura în Domnul, uitând de hrana trupească. Iar lumina opaițului a păstrat-o toate zilele lui, punându-le și acoperindu-o deasupra, ca nu cumva să se stingă. Și așa iarăși, Duhul Sfânt a sălășluit întru el și a devenit tuturor cunoscut cu smerenia lui și cu mărturisirea lui cea către Domnul, bucurându-se cu mulțumire. Iar când avea să-și dea sufletul, a aflat cu câteva zile înainte despre plecarea lui prin descoperire dumnezeiască. Ceea ce la om e cu neputință, la Dumnezeu toate sunt cu putință. Am văzut. Noi nu avem capacitatea de a ierta sau nu vrem. Mai curând, nu vrem. Avem această drăcească pornire spre a nu ierta. Ce, cât, cum, de câte ori. Cum spuneam unor fii duhovnicești astăzi, Doamne, iertarea, momentul în care avem a ierta, este un moment de maximă oportunitate. Nu este un sacrificiu, o corvadă. Diavolul caută să pună un pic de greutate, piedică mare în mintea omului spre a ierta pe cineva. Iată, cumplite și mari păcate pentru un om sfânt, curat, model. Pot fi iertate și poate fi restaurat omul acela
chiar mai mult decât a fost înainte. Dacă avem nădejde. Am văzut că s-a căit, că a postit, că s-a ostenit, că s-a rugat. Și s-a rugat îndelung. Iată, vedem, un an de zile s-a închis pe sine. N-a discutat cu nimeni, n-a vorbit cu nimeni și nici cu sine, cum i-a fost lui inițiala cădere. Căderea a venit din vorbirea cu sinele, care este extrem de periculoasă. Să mă duc, să fac, să nu mai stau să fiu slujit, să slujesc eu. N-a făcut cu binecuvântare. Am văzut până acum, am învățat deja, cred că destul de bine, din tot ceea ce am auzit. Măcar ca și teorie, sperăm și ca și practică mâine, poi mâine, nu? Astăzi și mâine și poi mâine. Că tot ceea ce săvârșim este bine de făcut pentru a fi acoperit cu binecuvântare, cu voia celui mai mare. Atunci ești acoperit. El a făcut voia sa. Aparent voia sa. Diavolul i-a vorbit cumva, cum are obiceiul, atunci când ispitește la persoana întâi singular, la urechea omului și ai impresia că de fapt e gândul tău. Nu. Nu e gândul tău. A plecat, am văzut istoria, momentul căderii. A venit, s-a căit, a postit. A primit înștiințarea cea minunată că a fost iertat, iată, aprinzându-i se închip minunat, ca și patriarhului în mormântul lui Hristos în noaptea de Paști, în ziua în care Hristos este în mormânt. Da? I s-a aprins opaițul, iar în ziua învierii, învind și el, iată, de bucuria aprinderii opaițului, semn al iertării sale, a petrecut nemai greșind. Hai să ne aducem aminte de situația în care un copil, iubitor de al său tată, supărându-l pe tata, cu ceva, poate destul de grav chiar, vine căit, vine plângând la tată și își cere iertare pentru ceea ce a greșit. Și îl roagă din tot sufletul. Și tatăl, încă neprimind autentica căință, vine acela, plânge, cere iertare. Dar încă tatăl care îl iubește nu-i simte desăvârșita căință și maximizarea iubirii. Simte că ceea ce a făcut încă cumva, vezi că dacă stăm să ne analizăm pe noi înșine foarte, foarte, foarte bine și adânc cu lupa, atunci când facem câte un păcat, când conștientizăm că am făcut păcatul și ne ducem chiar la spovedit pentru acel păcat sau acele păcate, de cele mai multe ori ne căutăm circumstanțe atenuante. Nu e desăvârșită căință. E un început, e autentica căință este atunci când îmi asum și nu dau vina pe celălalt. Că uite ce mi-a făcut, uite ce mi-a adres. Aia nu-i căință. Aia e bârfă, e urăciune. Nu-i plăcut lui Dumnezeu așa ceva. Și nici tatălui nu-i place când copilul spune, știi, tată, îmi pare rău că sunt supărat, uite, mi s-a întâmplat așa și de asta am făcut și eu. Nu-i arată iertare. Un tată înțelept nu-i arată iertare copilului până când nu-l vede plâns, căit și asumându-și greșeala ca fiind doar a lui. Nevenind să povestească conjuncturi, știi? Că din cauza lor, că din cauza celuilalt,
Și de-abia atunci îl primește și îl îmbrățișează și îl sărută pe frunte și îl iartă și îi arată aceeași iubire și poate și mai mult. Ei, cum se simte acel copil după ce a plâns, după ce și-a cerut iertare, după ce a promis că nu mai face nici în rutul capului? Indiferent ce zi ar fi, ar simți că ar fi Paștile. Se simte din nou curat, absolvit. Asta este starea învierii. Să știți că nu-i minunat. Mare minune că s-a aprins opaițul. Cea mai mare minune este că a murit știindu-și finalul, petrecând o viață curată. Minunea de-abia de atunci a început. Că i-a aprins Dumnezeu opaițul. E normal la Dumnezeu. Nu-i ceva, pentru noi pare fantastic, că suntem noi depărtați de normalitatea de firescul lui Dumnezeu. Însă, minunea de-abia după aceea urmează. Cum îl păstrăm pe Hristos? Ține de noi. Nu de ceilalți. Nu acela și nu acela și nu acela. Îmi vine în minte acum o situație. Părinte, nu mă înțeleg cu socrii. Pui problema greșită. Adică, nu iubești pe socrii. Păi cum să iubesc? Văzut? Păi, părinte, stați că și începe să-mi povestească ca la bârfă. Ne luăm la bârfă, știi? Și zic, domnul meu, ca să nu spun doamna mea, omule, nu contează cine și ce. Dumneata trebuie să iubești că sunt părinții omului pe care tu îl iubești și lângă care trăiești. Îl iubești? Da. Păi n-ai voie să nu iubești și pe ei. Da, dar nu știți ce mi-au făcut. Adică eu am dreptate că nu iubesc. Nu. Nu suntem deloc în dreptate atunci când nu iubim. Și să știți că este foarte ușor preotului să spună acum la rece lucrurile acestea, de o manieră teoretică. Dar mă gândesc acum la situația unui mare părinte care se zmerea și zicea așa. Știți de ce vă spun eu acum toate astea? Pentru că s-ar putea, nu știu, mâine, poi mâine, când o fi și eu în vreo ispită, voi să-mi aduceți aminte de ce vă spuneam și să-mi revin. Oricui se poate întâmpla oricând. Am văzut acest lucru. Oricât de mare, oricât de mic, se poate întâmpla orice fel de cădere. Nu ne punem unul pe altul la zidul infamiei pentru ce a făcut. Ne sprijinim unul pe altul cu iubire. Și am spus persoanei, trebuie să înțelegi că problema nu e la ei. Problema e la tine. Păi, părinte, am venit să vă povestesc. Păi, ai venit greșit. Ai pornit greșit. Din start ai pornit greșit. Ai venit unde trebuie, la Hristos. Nu la mine, păcătos. Ai venit unde trebuie, dar ai venit totalmente greșit. Și pentru că nu primești ceea ce proiectai că ai să primești aici în dreptățire și ascultare și povestire și bârfă, riști să pleci de aici nefolosit. Dar eu îți propun altceva.
Tot ai venit aici, hai să pleci folosit. Gândește-te un singur lucru. Ce ne-a poruncit Hristos? Să iubim până și pe vrăjmașii noștri. Pentru mulți cu minți închise, este un nonsens. Și îi înțelegem. Din moment ce vrăjmășesc, n-au cum să iubească. Hristos n-a spus să iubești pe aia pe care îi vrăjmășești, că n-ai cum. Trebuie să înțelegem că n-avem, atunci nu suntem creștini oricum. Trebuie să iubim pe vrăjmașii, adică cei care ne vrăjmășesc pe noi. A deveni creștin însemnează deja a nu vrăjmăși. Trebuie să iertăm, trebuie să iubim. Dacă se pornesc împotriva noastră, sunt prietenii noștri. Cei care ne vorbesc de rău, cei care ne arată greșelile, sunt prietenii noștri. Dacă ne vorbesc de rău și noi n-am greșit, cei ne vorbesc de rău sunt și mai mari prieteni ai noștri, pentru că îl împrumutăm pe Hristos atunci. Atunci când te-a bârfit, te-a vorbit de rău, prin aceasta ți-a făcut un rău, ți-ai pierdut locul de muncă, ți-ai pierdut nu știu ce relație, doar pentru o bârfă și pentru un motiv închipuit, nefondat, tu n-ai greșit, atunci ești în postura celui mai mare câștigător. Dacă știi să dai cartea cea câștigătoare, asul cel câștigător, iertare. Și atât. Și iubire. Mai apoi. Iertarea, iubire. Roagă-te pentru acela, rabdă și ai să vezi cum din cel mai mare dușman pentru iubire, iertare, răbdare și rugăciune, răbdare, iertare, rugăciune și iubire, riri, am mai vorbit noi despre acest medicament minunat, pentru riri al tău se va vindeca acela. Și din cel mai mare vrăjmaș al tău va deveni cel mai bun prieten. Cunosc nu multe situații de genul acesta, în care Hristos a lucrat pentru că omul a înțeles și a deschis ușa și a folosit oportunitatea. Trebuie să folosim oportunitățile. Acest călugăr n-a deznădăjduit. Diavolul caută să-ți prezinte imposibilitatea iertării tale a celuilalt, să-ți accentueze starea de greșeală la maximum, mai negru decât iadul și decât diavolul ai devenit. Ești rupt și depărtat de Dumnezeu. Domne, așa spunea părintele Asenie Papacea, nicio nenorocire nu înseamnă ceva. Câte vreme suntem cu capul pe umeri, putem să reparăm în Hristos, să ne și să reparăm, să ne reparăm și să reparăm în Hristos. N-ai murit, slavă ție, Doamne. Iartă, rabdă, iubește, roagă-te. Au făcut o prostie, iartă-i. Plângea cineva mai devreme, ca său copil, mai devreme, acum vreo 3 săptămâni, ca său copil a fost dat afară de la muncă din invidia unor colegi. L-au vorbit de rău și mama plângea. Și eu, din ce îmi povestea, de-aia mă luminam la ochi, la minte. Mă gândeam la sfinți. Zic, Doamne, este cel mai fericit. Părinte, nu m-au zis, nu m-au ascultat. Doamne, este cel mai fericit, aveți răbdare. Este nu doar proverbul românesc, un șut în spate, un pas înainte. Dar o să vedeți că Hristos nu-l lasă. Dacă știți că nu a greșit și sunt convins că nu a greșit. Și aceia au instrumentat ce au câștigat pe moment. El să nu deznădăjduiască, să se bucure, să se roage și să aibă răbdare.
Și a venit duminică la liturghie și mi-a povestit. Senină, bucuroasă, schimbată radical. Părinte, de unde ai știut? Zic, domnule, n-am știut absolut nimic. Dar așa le face Hristos tot timpul. Trebuie să înțelegeți. Tata mi-a spus, domnule, așa face Hristos. Nu, eu n-am știut nimic. Eu doar ți-am relatat ceva ce știm cu toții de la Hristos și din viețile Sfinților. Venise cu o stare de mulțumire, cu, că mi-ați dat nădejde, băi, nu eu, Hristos, trebuie să înțelegi, n-am niciun merit. Așa face Hristos. Copilul tău a fost un mucenic. L-a încununat Hristos. Într-adevăr, venea să mulțumească lui Dumnezeu, i-am clar, am făcut-o să înțeleagă că lui Dumnezeu trebuie să-i mulțumim toți și eu și ei, pentru faptul că, iată, acum este într-un alt loc de muncă, nesperat, visat cumva de mult de el, foarte bine plătit de două ori și ceva mai mult decât doar dincolo. Ați văzut? Să avem răbdare. Astea sunt chestiuni minore. Ce povestim acum aici sunt lucruri minore de viață, care au o încărcătură în mintea și în sufletul unuia, altuia. Dar sunt lucruri grozave. Ce vorbim despre sfinții din închisori? Ce putem spune? Iată-i, sunt sfinți. Au câștigat totul. Să nu cârtim când primim nemeritate palme. Să iubim pe cei care ni le dau. Să nu căutăm îndreptățire decât dacă nu suntem ai lui Hristos. Dacă vom căuta îndreptățire, vom fi doar niște oameni. Departe de ce trebuie să fie. Ferească Dumnezeu. Un bătrân oarecare stătea în pustia îndepărtată. Era liniștit în rugăciune, în post, în viețuirea lui. Acesta avea o rudenie care după mulți ani a dorit să-l vadă. Mi s-a făcut dor de rudenie, de bătrân. Deci, a cercetat unde stă și a luat drumul pustiei. Și aflând tovărășia unor cămilari, beduini, a intrat în pustie împreună cu aceia. Era însă purtată de diavol. Ajungând la ușa bătrânului, a început să se recomande pe sine prin anumite dovezi, zicând, sunt rudenia ta. Și a rămas la el. Bătrânul, fiind luptat, a căzut cu ea. Era un alt eremit care ședea în părțile de jos, însemnând după cursul apei, da? Mai în aval, să spunem. Și în timp ce umplea ulciorul cu apă, la ora mesei, s-a răsturnat ulciorul. Și din rânduiala lui Dumnezeu și-a zis. Nu înțelegea de ce s-a, nu era logic răsturnarea ulciorului când îl umplea. N-a fost vreo neatenție, vreo... A fost o răsturnare pe care nu o înțelegea. Voi intra în pustie ca să vestesc acest lucru bătrânului. Și ridicându-se, a plecat. Avea drum lung până la bătrânul. Făcându-se seară, s-a culcat într-un templu idolesc care era pe cale. Avea un acoperiș, nu? Și a auzit în timpul nopții pe draci zicând,
În noaptea aceasta am aruncat pe cutare Anahoret în desfrânare. Și auzind, s-a întristat. Venind la bătrân, atenție, foarte important. Dom'le, câtă tărie și la acest călugăr tânăr. A auzit, dar ori n-a dat crezare, ori a dat crezare, a anulat ce a auzit. În memorie s-a pus acolo, dar nu s-a destabilizat. Și a continuat drumul către bătrân. L-a aflat pe acesta posomorât și a zis: ce să fac, Ava? Că am vrut să umplu ulciorul meu la ceasul mesei și s-a răsturnat. Domnule, stă mintea în loc câteodată pentru un lucru aparent banal. Nu. Nu era nimic banal în viața lor. Totul era clar, era limpede. Erau cu luarea minte la tot ceea ce aveau de făcut. Nu se putea întâmpla acel lucru să fi fost un accident. Dacă ar fi fost un accident și ar fi dat seama. Pentru că era cu băgare de seamă. Lua aminte. Era clar că a fost un accident. N-a fost un accident. Era ceva. Nu înțelegea ce. Și bătrânul a zis: a venit să mă întreb despre ulciorul care s-a răsturnat. Eu însă ce să fac? În noaptea asta am căzut în desfrânare. O mărturisire des de... Iarăși stă în mintea în loc. În tot vine această zicere a părintelui Arsenie Papacior. Un bătrân la care venise un tânăr să ceară o lămurire s-a descoperit pe sine. S-a smerit adânc. Deci poate că ar fi încercat să-i dea un răspuns, ar fi rugat Dumnezeu să-i lumineze mintea, să-i da acelui răspuns. A comparat situațiile, e nimic ce s-a întâmplat cu tine. Uite ce s-a întâmplat cu mine. Și a zis lui, dormeam și a zis, iar tânărul a zis, și eu am aflat. Și a zis, cum ai aflat? Și a zis lui, dormeam în templu și am auzit pe demon vorbind despre tine. Și a zis bătrânul, iată, eu voi ieși în lume. Iar el îl ruga zicând, nu, părinte, ci rămâi la locul tău. Iar femeia trimite-o de aici, căci aceasta este trimisă de vrăjmașul. Iar el, ascultându-l pe acesta, a rămas, adăugând viețuirii sale multe lacrimi până când a revenit la starea sa de la început. Domne, ai un moment de cădere în viață? Nu-i finalul. Nu s-a terminat. Rezolvi luând, iată, analitic ce a produs acea situație, renunțăm la acel lucru. Căutăm să reparăm. Nu? Am trecut printr-o groapă, s-a rupt planetara, acum ce? Sfârșit? Reparăm planetara, învățăm și nu mai trecem pe în groapa aia. N-avem altă variantă. Numai înainte. Numai înainte. Diavolul nu are în vedere a te face să cazi. Căderea e o mică pârghie pe care vrea să se bazeze și să te răstoarne mai apoi. E un hop, un punct de sprijin pentru o pârghie mare de răsturnare și pârghia este deznădejde. Dar are nevoie de un punct de sprijin care este păcatul de moment, căderea de moment. Și pe el vine cu forță. Însă tu depărtează. Mă gândesc acum la fizica. Pârghia. Punctul de sprijin.
Diavolul e mare, vedem diferența. Brațul forței e destul de mare, da? Poate să facă un lucru mecanic foarte mare, te poate răsturna. Tu ești aici, aproape, aproape tare de momentul ispitirii și căderii tale. Și el te ține aproape, te ține cât se poate de aproape, vrea să fii foarte aproape ca să te poată răsturna foarte ușor. Hai să învățăm puțin, să aplicăm puțin fizică. Ce ar putea să-i dejoace planul? Tu, depărtându-te de punctul de sprijin, te depărtezi foarte mult de momentul de uiți, ierți, te rogi, ca și când nu l-ai făcut. Am văzut exemple mai devreme, în zilele trecute, în pateric, de oameni care s-au ridicat și și-au cerut iertare și au mers drept înainte cu nădejde la Dumnezeu, fără să se mai gândească la mortul. Bine că n-a murit de tot. Și cu cât te depărtezi de punctul de sprijin, brațul forței scade și nu mai poate să te răstoarne. Forța diavolului este tot timpul o constantă. Ce poate fi variabilă în această lucrare este brațul forței. Pârghia lui este iarăși o constantă. Depărtează-te tu de braț, micșorează-i lui brațul, ai tu braț mai mare și ajungând la zero brațul lui, cât ar fi de mare forța, ori zero, tot zero va fi. Tare important este să învățăm acest principiu minunat. Un frate a întrebat pe un bătrân zicând: dacă se întâmplă omului să cadă în ispită din pricina vreunei lucrări drăcești, oricare ar fi ea, ce se întâmplă cu cei care se smintesc pentru acea cădere? Și a venit bătrânului o situație în minte. I-a povestit așa. Un diacon era vestit într-o obște din Egipt. Iar un politician, fiind acesta prigonit de stăpânitorul ținutului, a venit, a fugit din calea acelui prigonitor, da? A venit cu toată casa lui. Înseamnă soție, copii, slugi, toată casa. La obște, la acea mănăstire. Și din lucrarea celui rău, diaconul a căzut cu o femeie și s-a făcut de toată rușinea. A dat seama. Și a plecat diaconul la unul dintre bătrânii care îi erau dragi lui și a vestit aceluia lucru. Iar bătrânul avea o criptă în lăuntru chiliei lui. Și l-a rugat pe el diaconul zicând: îngroapă-mă aici de viu și să nu dai de veste nimănui. Și intrând în locul acela întunecat, s-a pocăit cu adevărat. Îngropat, nu băgat în pământ acoperit să mori de viu, nu. Îngropat acolo însemna încuiat acolo. Și după un timp s-a întâmplat ca apa râului să nu urce, cum se așteptau. Seceta se apropia. Și făcând pentru aceasta toți litanie, adică rugăciune pentru ploaie, s-a descoperit unuia dintre sfinți că dacă nu va ieși și nu se va ruga diaconul ascuns de cutare bătrân, nu se va ridica apa. Și auzind, s-au minunat și venind, l-au adus pe acela la locul unde era, din locul unde era și s-a rugat și apa a urcat. Și cei care se smintiseră odinioară s-au folosit mult, mai mult de pocăința acestuia și au slăvit pe Dumnezeu. Așadar, ce se întâmplă cu smintiții
nu e preocuparea noastră, este grija lui Dumnezeu. Noi trebuie să avem grijă dacă cădem și smintim, să ne căim adânc și Dumnezeu are grijă și de cei smintiți. Nu smintiții sunt problema noastră, ci noi înșine. Dacă ne-o vedem cu adevărat și căutăm să ne-o rezolvăm, și ei, smintiții, vor fi salvați. Nu vor putea fi salvați și nu vor putea fi vindecați decât de căința lor, că au judecat și au osândit, sau și de căința noastră. Să ne fie de folos, Doamne ajută, iubiți credincioși!